energiei, tras la răspundere, după unul pregătit de o mare companie, ce explicabil i-a cerut un coleg de la PSD. Ministrul energiei, Anton Anton, a fost tras la răspundere de un senator social-democrat, în legătură cu intenția OMV Petrom de a vinde 10 mintele deținute în România, inclusiv în județul Bacu. Potrivit unui comunicat transmis miercuri Ager Press, Smaranda Chiaminte subliniere TCE OMV Petrom a anunțat recent ce intenționează să vândă 50-60 de 10 minte mici pe care le deține în portofoliu său, proceduri similar cu transferul la 19 10 minte CETRE Mazarine Energii, inclusiv 10 minte din județul Bacu. Având în vedere impactul ridicat pe care aceste decizii le pot avea asupra comunităților locale, inclusiv cele pe care le reprezint în Parlamentul României, vă adresez rugămintea de a clarifica o serie de aspecte cu privire la acest anunț, care sunt 10 mintele selectate pentru a fi transferate către alte companii, sublinierei în ce județe se află acestea. Ce se va întâmpla cu actualii salariați care lucrează pe 10 mintele care urmează să fie transferate? Cum vei asigura ce există capacitate suficient de operare la nivelul companiilor care vor prelua 10 mintele? Cum va afecta transferul 10 mintelor producția de CICEI sublinierei gaze a României? Sunteți informat de intenția OMV Petrom de a vinde sublinierei alte 10 minte în viitor, în afară de cele menționate mai sus? Se arată în interpelarea transmis conducerii Ministerului Energiei. Smaranda Chie precizează în interpelare ce va face toate demersurile necesare pentru ca salariacii din domeniul petrolier din județul Bacu să nu îl subliniere pierd locurile de muncă.